O școală și o bibliotecă vor fi construite de primăria sectorului 4, iar acum rămâne doar ca legea din Ucraina să fie de partea lor. Mai multe detalii are colega mea Alexandra Popescu, care se află la Cernăuți. Alexandra, bună seara! Suntem aici în comuna Mahala, aici unde se vor construi cele două grădinițe, școala și biblioteca. Îi am alături de mine și pe domnul primar al sectorului 4, Daniel Băluță, dar și pe doamna primar a comunei Mahala, doamna Elena Nandriș. Domnule primar, ați venit aici în comuna Mahala să construiți aceste unități de învățământ. De ce ați ales Cernăuți? Cernăuți reprezintă o regiune istorică. Și astăzi este o regiune care îi datorăm ca români extrem de mult, pentru că pentru românii din această regiune în ultimii ani nu s-au făcut prea multe lucruri. Ca atare, două grădinițe, o școală și o bibliotecă vor fi construite în această locație. Mi se pare un gest normal, mi se pare un gest românesc pe care trebuie să-l facem pentru cei care au fost uitați din nefericire de prea mult timp de semenilor. Ce sumă va fi investită aici? Vom aloca exact atât de mulți bani de cât dânsii vor avea nevoie. Am început pentru prima grădiniță cu 50.000 de euro care le-au intrat deja în cont, iar pentru proiectele dezvoltate vom aloca exact sumele de bani de care dânsii au nevoie, pentru că ne interesează să realizăm obiectivele de care dânsii au nevoie aici. Sumele despre care vorbim sunt undeva la 200.000, maxim 300.000 de euro pentru investițiile ce le vom face aici, în această regiune istorică a României. Doamna primar, cum ați primit această veste că aici se vor investi bani din partea primăriei sectorului 4 din București? Bucurie cu lacrimi în ochi, pentru că este pentru prima dată. Și de ce îi mulțumesc foarte mult domnului primar și la cetățenilor Bucureștiului, sectorului 4, pentru acest domnul primar spune că nu e cadou, dar pentru noi este un cadou foarte mare, pentru că construiesc grădinița 4 ani de zile și nu pot termina pentru în lipsă de fonduri. Și de aceea am rămas într-o oarecare măsură așa surprinsă. Oare să fii drept? Oare se va ține de cuvânt? Și când am văzut suma venită de 50.000 de euro pentru grădiniță gata venită pe contul primăriei, apoi atunci am zis, băi, da, omul acesta într-adevăr se ține de cuvânt. Așadar, aici, în comuna Mahala, a început deja construcția primei grădinițe făcută cu ajutorul primăriei sectorului 4. Vor urma și alte investiții cu siguranță. Bucovinenii din România s-au reunit cu bucovinenii din Ucraina prin cântec, horă și voie bună. Venim pentru a doua oară în comuna Mahala și am venit cu cea mai mare dragoste pentru frații noștri de peste graniță. Și la un moment dat în versurile noastre zicem cam așa, haideți sârma să rupem, că de același neam suntem și avem aceeași casă, Bucovina cea frumoasă. Suntem prieteni toți, ca frață trăim și tare frumos. Asta e o unire unul cu altul. Toată această reuniune a avut un scop important, salvarea limbii române pentru frații noștri din Ucraina. Este greu cu limba română aici? Adică aveți pierdici? Sunt, dar noi ne stăruim toți împreună să ne dezvoltăm, să aducem la condiția aceasta ca copiii noștri și noi să ne dezvoltăm mai departe, să cunoaștem mai bine și limba noastră. Cu toate acestea, românii din Mahala au nevoie de grădinițe și școli pentru a putea învăța în continuare în limba lor maternă. Noi dacă facem și ținem copiii aici, ținem limba, mai tare ne luptăm pentru limba. Cum ți se pare ideea că aici, la voi în sat, se vor face alte unități de învățământ, noi unități de învățământ? Îmi pare bine că avem așa niște frați din România și mă mândresc mult cu satul meu. Suntem mulți. Sunt așa situații că câteodată nu încapem și trebuie să împărțim și nimeni cu asta să învățăm. Cum este cu limba română aici în Ucraina? Bine, o știm. Noastră, din suflet. Ajutorul a venit însă tocmai din capitala României. Primăria sectorului 4 a început construirea unei grădinițe care este aproape gata. Urmează construirea unei alte grădinițe, unei școli și a unei biblioteci.
Vestea a fost primită cu multă emoție de locuitorii din Mahala. Acum, românii trebuie să lupte cu legea din Ucraina, să nu interzică predarea limbii române ca principală limbă în școlile din localitățile unde trăiesc românii. În această seară la Meteo aflăm cum va fi vremea mâine, dar și la începutul săptămânii viitoare. Câteva informații ne aduce chiar acum Lili Braga. Bună seara, Lili! Se opresc ploile?